Bună dimineața, dragii mei! Bună dimineața într-o zi de miercuri, 2 mai, o zi a tineretului, după ce mai avem și noi așa decât știință, că nu prea avem știință foarte tare, că e de miercuri, e după o grămadă de weekend, cu mici grătare, deplasări și așa mai departe, e greu să facem misiunea la ora asta și să povestești ceva și să fie chiar inteligibil. Cert e că de dimineață e frumos. La Suceava, zona metropolitană, 14 grade, dar la fel e și la Rădăuți, la fel la Fălticeni. Soare de dimineață, spuneam 14 grade, o temperatură resimțită la fel la 14 grade. Zi frumoasă astăzi, o zi cu soare peste tot în județul Suceava. Dacă vorbim de zona montană, acolo unde temperaturile poate sunt un pic mai scăzute, poate un 13 grade la Câmpul Lung Moldovenesc și poate la Batra Dornei 11 grade de dimineață, Gura Humorului la fel undeva pe la 13 grade, pe lângă noi, că vorbim de Botoșani, că vorbim de Neamț, Iași, acolo unde ne vedem, la fel vremea frumoasă și temperaturi matinale foarte bune, în jur de 13-14 grade. Peste zi se încălzește și se încălzește binișor sub un soare arzător. Băi, frate, poeți sunt de dimineață. 26 de grade, Suceava, Rădăuți, Fălticeni, Botoșani, Gura Humorului, se le amestecă așa un picuț, Târgu Neamț, parte din Iași, undeva pe la 26 de grade, spuneam, în zona montană, mai pe la 23-24. Cert este că peste tot va fi soare, va fi un soare puternic, care, un soare care va pune stăpânire pe toată săptămâna ce-a mai rămas decât de lucrat astea 3 zile. Temperaturi de 27-28 de grade chiar la un moment dat în zonele de șes și deal, în zonele montane undeva în jur de 24 de grade. Precipitații poate pe weekend, mai multe șanse în zona montană, șanse mai slabe în zona de șes și deal să vedem precipitații. În zona montană poate de vineri să existe șanse de precipitații, așa primăvăratice care vin și pleacă în sensul că vin ploile, se întunică, se negrește, se dau vreo două tunete, ceva ploaie care vine dintr-o dată, blochează evident municipiul Suceava și nu numai Suceava, și celelalte municipii și orașe ale județului, după care pleacă și ne lasă evident cu efectele nebănuit de frumoase, cu ghilimele de rigoare, are ploi. Dar dacă se va întâmpla, se va întâmpla undeva pe weekend. Săptămâna viitoare, paradoxal, după 26, 27, 28 de grade chiar la un moment dat în județul Suceava sau, mă rog, în zona, spuneam, colinară și deșes în această săptămână, săptămâna viitoare, temperaturile mai revin așa pe la 22, 23, poate chiar 24 de grade pe timp de zi. Poate mai normale temperaturile pentru perioada pe care o petreșem, că trebuie să zicem neapărat că suntem noi, amușia vă spun că suntem într-o zi de miercuri, 2 mai. 2 mai, o zi a tineretului. Atât cât am eu știință. Bună dimineața, domnule Botezatu. Bună dimineața și având în vedere că este 2 mai și ziua tineretului, este momentul să-i urăm lui Ion Iliescu la mulți ani. La mulți ani, da. Într-adevăr, tânăra speranță, în continuare tânăra speranță a politicii românești și a României, așa în general, merge, mărșăluiește mai departe, nu mai știu cât are, 100, peste 100, habar n-am, deci nu mai știu, dar nici nu mai contează, pentru că dacă nu-i are, o să-i facă, l-am văzut, este... Oricum a prins precambrianul, asta e... Clar, da, clar, da, clar, da, vine sigur de acolo și poate să ne dea detalii nebănuite, știi, despre ce a fost și cum a fost. Mai ales dacă ne gândim la apucăturile politice pe care le-a avut, mineriade, revoluții, diversiuni la revoluții, adică clar omul combinație cu... deci abilitățile politice clar și le-a deprins în precambrian. E clar că omul și mai mult decât atât a combinat-o bine cu minerii, în sensul că i-a chemat, i-au bătucit bine pe români, pe bucureșteni în special, după care sub ploaia de mulțumire a lui Iliescu s-au întors înapoi la, mă rog, la locul de baștină și astăzi România își stoarce lacrimile sau plânge atunci când aude de Miron Cosma, cel care a condus această bătălie și de faptul că Cosma are o pensie și nu este specială. Poate ar putea să facă ceva statul român. Și iarăși trebuie să remarcăm că în urma sa la conducerea partidului a lăsat suficienți oameni de Neandertal care în fiecare zi ne surprind cu
inteligența sclipitoare de care dau dovadă. Cu legile justiției am ajuns, se pare, cel puțin asta spun europenii, a fost sesizată Comisia de la Veneția, care să ne explice odată pentru totdeauna, sau nu nouă neapărat, pentru că noi știm că nu e regulă, dar să le explice lor, celor care fac chestia asta, că ceea ce vor ei să facă nu are niciun fel de acoperire legală. Mai mult decât atât, să le spună și ce au de făcut cu adevărat atunci când vor să performeze, dacă vorbim de legile justiției. Da, iar ceea ce nu știu ei este că dreptul comunitar are prioritate față de dreptul intern. Asta s-a stabilit în momentul semnării tratatului de aderare. Pe de altă parte, de la primul ministru al României, era să mă opresc să râd puțin, Viorica Dăncilă, am aflat că pentru un campionat de fotbal, guvernul va renova stadionul Giulești, Rapid, Dinamo și Arcul de Triumf. Vă dați seama că după momentul Viorica Dăncilă, practic, orice om, orice un anumit categorie de om de pe stradă, poate fi prim-ministru în România. Deci liniștit. Oricine, nu contează pregătirea sau nepregătirea, în special nepregătirea. Într-o emisiune a unui așa a zis jurnalist, din punctul meu de vedere, cel puțin, în care jurnalist punea întrebările și întrebările erau deja pe foaie și erau cu răspunsurile și el le citea ceva și spunea că ea la Bruxelles, povestea asta cu 20-20, ea acolo am învățat-o, că ea la Bruxelles așa se folosește, așa expresia. Nu, la noi la Bruxelles. Trebuia să-și credem că, de fapt, femeia acolo a vorbit numai o franceză impecabilă și într-o engleză extraordinară, poate, ce știu eu, și nemțește, ce știu eu, ce capacități ascunse se află în doamna asta, femeia asta, și de acolo i s-a tras toată povestea asta, dar atunci când spunea de stadionul Arcul de Triumf, când spunea de Giulești și de Rapid, ca fiind două stadioane sau două locații separate, nu aceeași locație, se uita undeva, dacă ați observat, se uita undeva în dreapta, că avea, cred că, un suflător în dreapta și erau atât de, cum să-i spune, de duși cu pluta, că putea să-l pună pe suflător să fie în față, ca să nu se vadă efectiv, știi? Să fie în spate lui Ciutacu sau undeva pe acolo, într-un lateral, așa. Nu ceva de genul, așa. Ia, stătea la un moment dat și făcea. Se uita, ăla e... Ca elevul nepregătit la tablă. Da. Știți, da. Toți am trecut prin școală, am avut colegi sau chiar noi am fost în această postură în care ești la tablă, nu știi? Și tu ești disperat la colegi la ajutor. Nu înțelegi și spui măscări spre marele deliciu a clasei, cum se spune, și mai ales a profesorului respectiv. Știi, fața era, am văzut apropo de chestia asta și doamna intră probabil foarte bine, va intra în folclorul și în românesc, din păcate, spun, făcându-ne mari de servicii, României și nouă, tuturor românilor. Dar nu, adică asta e, nu mai contează. Deci, oricum, imaginea României este atât de jos, încât mai jos, știți, e proverbul ăla, de pe podea nu mai unde să cazi. Nu mai să cazi, da, tocmai. Într-adevăr, suntem foarte, foarte jos și dacă vorbeam de justiție, și așa avem luminile aprinse la roșu intens, adică suntem la, avem o problemă foarte gravă în ce privește justiția în România, că avem un, cred că MCV se cheamă asta, cum se cheamă, sau suntem sub incidența unui MCV, degeaba. Nu contează, băieții, trebuie să-și facă liber să poată sta acasă, indiferent ce anume se va întâmpla cu România, important e ce se întâmplă cu ei și cu averile lor. Părerea mea, deja, problema MCV-ului este relevantă atâta timp cât statul a căzut în ghearele prostiei. Adică asta mi se pare mult mai grav decât orice formă de control a Uniunii Europene. Iar pe mine personal, fenomenul Viorica Dăncilă nu m-a luat prin surprindere. De ce? Unul din posturile mele favorite de televiziune este Bollywood Classic, unde se rulează firme indiene din anii 70-80. De ce sunt atât de captivat? Pentru că filmele indiene din anii 70-80 sunt pline de trucaje atât de ordinare, încât rămâi tot timpul mască, tot timpul sunt luat prin surprindere. Practic, fenomenul este similar cu ceea ce se întâmplă în zona politicului din România, pentru că, cum, de exemplu, sistemul de căi ferate din România este aproape identic cu sistemul de căi ferate din India, tot așa și atmosfera politică din, și nivelul clasei politice din România este exact la același nivel de pe Bollywood Classic.
Am văzut o chestie foarte faină pe care a spus-o la un moment dat un mare, cum să-i spun eu, un mare conducător, așa cu ghilimele de rigoare, dr. Petru Groza, spunea despre români, un prieten mi l-a trimis și spunea Petru Groza la un moment dat că la noi nu mai, nu merge să spun cum scrie aici, numai dosul se schimbă, limbile rămân aceleași. Și cam asta se întâmplă, într-adevăr, pentru că asta facem noi. Dacă se întâmplă ce se întâmplă în țara asta, se întâmplă pentru că noi lăsăm să-și facă mendele și să facă ceea ce vor. Ne place sau nu, noi suntem într-o oarecare mășură, spunea cineva, suntem părtași a ceea ce se întâmplă în România, pentru că îi lăsăm pe ei să-și facă treaba și o vor face în continuare, pentru că probabil până prin 2020, când o să fie alegere, o să mai prindem o mărire de salariu, adică o scădere, dar nu mai contează hârtia, nu puterea de cumpărare, o să mai prindem tot felul de alte lucruri și o să plecăm, evident, patriotic și o să facem posibil. Ce e interesant, la uzina Dacia s-a schimbat managerul, directorul, și francezul care tocmai și-a încheiat misiunea la uzina de la Pitești a rezumat foarte, foarte clar situația din România. El a spus așa, că el în calitate de manager a fabricii, în 2 ani de zile s-a întâlnit cu 4 prim-ministri. Asta este România. Clar. În 2 ani de zile, 4 miniștri. Asta este România. Și, cum o spuneam, o Românie în care orice este posibil, dacă luăm din 2016, suntem în anul de grație 2018, și dacă îi socotim pe dește, în 2016 l-am avut pe Cioloș, după care am început anul cu Grindeanu, și am terminat în 2017, am continuat cu Tudose și am ajuns la doamna Dăncilă. Eu cel puțin îl regret pe Tudose, măcar Tudose era un tip inteligent, nu era, deci de la Tudose la Viorica Dăncilă este un abis, un... Da, da. Chiar dacă pe asta nu-l recomanda fața, așa avea o față, mă rog, da, dar zice nu era, că... nu era... Era un tip pregătit, știa. Era, adică avea experiență administrativă, doi, era un tip inteligent nativ, chiar dacă se vedea după fața lui că a trecut prin școala vieții puternic, da. Dar se presupunea că cel puțin parțial avea controlul guvernului, adică se impunea. Viorica Dăncilă pur și simplu este o entitate, o formă care ocupă un scaun, în rest niciodată decizia de asta nu este a și fost ea. Debarcat, pentru că la un moment dat și-a dorit schimbări în guvern, schimbări în guvern, oameni care nu-și făceau treaba și pentru că a deranjat tot felul de oameni politici, baroni locali, că sunt în continuare, a fost schimbat și mi-a venit, ne-am procopsit cu doamna Viorica, o doamnă Viorica care face un ca peisajul politic și ca, nu știu, ce vrei să fii când ai să fii mare, să fie, nu mai contează să ai libertate. De ce spunea, că destinul acestei țări acela de a fi în veci smerite, spunea Bibescu la anii 1800. Mă uitam la un moment dat, nu doar în Caragiale, ca să vorbim de el când e mult mai aproape, mergând chiar în zona, nu știu, în zona romană, și atunci se vorbea de politicieni, de corupție, de venituri, de averi, de circ, de sânge, de pâine, și atunci se vorbea, nimic nu s-a schimbat, și au trecut mii de ani, nimic nu s-a schimbat și noi suntem exemplul perfect. Noi, România, suntem exemplul perfect. Săptămâna trecută, n-am mai discutat de ceva timp, noi, dar spuneam, săptămâna trecută l-am văzut pe președintele Iohannis, incredibil, dar adevărat, care a ieșit public și a cerut demisia premierului Dăncilă, doamnei Dăncilă, și nu pentru că n-a venit la consultări, ci pentru că România trăiește cea mai sumbră perioadă ever pe care a făcut din totdeauna. Cea mai sumbră perioadă și prin prisma personajelor care o conduc și prin prisma nu știu, a demnitarilor, dar și prin prisma măsurilor economice, financiare și așa mai departe pe care le iau, evident, doar în folosul lor. Bine, președintele Iohannis era, după președinte, iar să mă opresc să râd, că și-a făcut și el timp între o partidă de schi și un mers pe bicicletă să mai ocupe și de atribuțiile sale de președinte. S-a lămurit repede, după de-abia 3 luni, cu o chestie care jumate din românii steți deja se prinseseră de atunci. El este cel care a pronunțat fraza am decis să mai acord încă o șansă PSD-ului. Și
PSD-ul ne-a arătat că a știut să fructifice acea șansă pe care naivul de la Cotroceni a putut să o facă. Naivul care n-a declanșat referendumul pe tema justiției când trebuia, naivul care decorează jandarmeria pentru abuzuri, naivul care practic a cooperat pasiv cu PSD-ul pe toată linia, lăsându-i în pace, practic. Da, lăsând, ieșind din când în când și mai arătându-le cu degetul și remarcându-se cu celebra frază din comunicate că urmărește cu mare atenție lucrurile din România. Un președinte cât de cât activ ar fi putut stopa sau atenua multe din derapajele PSD-ului, prin această atitudine ultra-pasivă a lui Klaus Iohannis, el practic a cooperat total cu gruparea Dragnea în a distruge sistemul democratic din România. Mă gândeam așa din punct de vedere sociologic, pentru că stau de vorbă cu un sociolog, sociologic vorbind, ce șanse avem pentru, ce șanse are nu noi vorbim, ce șanse are România, când spunem noi spun România, ce șanse are România pentru anul de grație 2020 sau ce șanse poate să aibă România în cazul unor alegeri anticipate? Pentru că asta este șansa unor alegeri anticipate. În rest nu se poate vorbi de niciun fel de alt guvern, pentru că în faza actuală, dacă am fi vorbit de, nu știu, putem poate folosi fraza lui Iliescu, un guvern de Uniune Națională sau mai încoace vorbind un guvern tehnocrat, că e o frază mult mai vestică, așa, un guvern tehnocrat. Ce șanse poate avea prin prisma sprijinului sau ce șanse poate să aibă un alt partid politic să facă astăzi guvernul? Pentru că, și mă explicitez, dacă cumva PSD-ul ar pleca, în cealaltă parte probabil că ar trebui să adune 5 cel puțin astăzi, dacă nu chiar 6, ca să poată încotropi o guvernare. Dacă vorbim de 6 sau de 5, eu știu, vorbim de PNL, de PMP, de UDMR, de minorități, de USR și deja am ajuns la vreo 5 deja pe care i-am nominalizat, fără să punem în calcul altele, și ar trebui pus și altele în calcul ca să poată trece de acel mai lejer, de acel 50% și nu să-l faci la limită. Asta pe de o parte. Pe de cealaltă parte, în cazul unor alegeri anticipate, care ar fi șansa? Șansele sunt foarte scăzute, din păcate, datorită nivelului foarte slab de pregătire a politicienilor care există în România. Din păcate, pe partea dreaptă nu avem oameni cu viziune. Să zicem că Klaus Iohannis ar mai lua un al doilea mandat. Întrebarea este cu cine am presionat în primul mandat, adică prin faptul că a cooperat pasiv cu PSD-ul, adică un al doilea mandat nu schimbă absolut deloc lucrurile. Pe de altă parte, să luăm celelalte. PNL-ul nu strălucește. De altfel, și în sondaje relativ blocat, nu are o creștere. Adică, la câte prostii a făcut PSD-ul, faptul că PNL-ul n-a știut să fructifice aceste prostii, deci, în mod normal, dacă PNL-ul ar fi fost activ, PNL-ul trebuia să fie deja peste 40%, adică să puncteze pe aceste greșeli majore, gafe majore a PSD-ului. Toate astea nu se întâmplă. Înseamnă că este un blocaj. Pe de cealaltă parte, Traian Băsescu cu PMP-ul nu poate fi o soluție. Traian Băsescu, vedeți, prin atacurile pe care le face asupra sistemului pe care tot el a creat în justiție, în serviciile secrete, etc., este un personaj toxic și expirat în politica românească, dar în schimb a devenit un foarte bun produs de export spre Republica Moldova. Și să nu uităm și faptul că el a fost cel care a distrus la un moment dat CDR-ul și care a băgat în ceață țărăniștii. Da. După care este Dacian Cioloș. Dacian Cioloș, să nu uităm un lucru, el de profesie este agronom. Adică eu cred că noi cerem prea mult lui Dacian Cioloș de la ce poate el spune și exprima. Și să nu uităm că după un an de guvernare Dacian Cioloș, PSD-ul a luat un scor istoric. Oare Dacian Cioloș n-are o vină în această creștere spectaculoasă a PSD-ului? Întreb. Pentru că el a făcut o treabă ultra-birocratică, adică s-a comportat ca un ultra-birocrat, ceea ce și este. Este un om lipsit de viziune, este un om lipsit de carismă, este un personaj șters, este un personaj făcut, nu născut, cum se spune, da? Nu este un lider. Și atunci, lipsa sa de viziune, el nu poate deveni, adică el care este cauza venirii PSD-ului la putere, sau una din cauze, nu poate fi soluția la plecarea PSD-ului. Și mai rămâne USR-ul.
USR-ul, într-adevăr, să zicem, în Parlament a făcut cea mai vizibilă sau gălăgioasă opoziție la PSD, dar în continuare se comportă ca un partid lipsit de coeziune, unitate și nu are foarte, cum să vă spun, e foarte bun la făcut zgomote în regulă. Într-adevăr, așa trebuie să manifeste o opoziție în Parlament în condițiile în care partidul sau alianța de guvernare face abuzuri, adică trebuie să fii foarte vocal, dar în zona construcției, în zona viziunii, iarăși este zero. Ceea ce lipsește României în general și clasei politice în particular sau la pachet este ceea ce s-a mai discutat în spațiu public, un proiect de țară. Deci noi nu avem un proiect de țară. La noi, ultimul proiect de țară a fost integrarea în Uniunea Europeană și NATO, care știți, eu am văzut genul ăsta de naivitate în Republica Moldova, în care noi speram că dacă intrăm în Uniunea Europeană, toate problemele se vor rezolva. Adică nu contează, aveam politicieni slabi, nu-i nimic, va veni Uniunea Europeană și va rezolva lucrurile. Deja avem o experiență de cel puțin 10 ani de Uniunea Europeană. Într-adevăr, sunt anumite zone unde lucrurile s-au mișcat, dar vedeți, până la urmă nu vine nimeni să-ți facă ție curat sau ordine în țară. Adică trebuie să creezi tu organizare. Iar unde, părerea mea, România are blocaje fundamentale este în zona următoare. Reforma administrativă, comasarea de comune, de orașe, comasarea de județe. Eu aș spune așa, aș folosi mai degrabă termenul de comasare de județe decât regionalizare. Pentru că dacă nu se produce comasarea de județe, regionalizarea poate însemna păstrarea județelor și crearea încă unui nivel administrativ prin regionalizare, adică e o variantă mai proastă decât actuala situație. De-aia folosesc acest termen de comasare de județe. Reformă parlamentară, noi avem un referendum valid cu sistem unicameral, parlament cu 300 de persoane. Părerea mea este o reformă constituțională în care ar trebui trecut la sistemul european, în care accentul trebuie căzut pe primul ministru, deci nu pe președinte. Noi am văzut că președintele este ales prin vot direct, este legitim, dar nu are atribuții executive. Și atunci el promite ceva ceea ce prin Constituție sau prin legislație el nu poate să facă. Dacă ne uităm în toată Europa, cu mici excepții, Franța și probabil că mai sunt două mici excepții, greutatea sistemului constituțional cade pe primul ministru și de aia în toate țările europene primul ministru este decidentul real, cum ar veni în sistem. La noi, ați văzut, sistemul a căzut în derizoriu în care noi avem prim-ministri foarte slabi. Pe când, adică este funcția de prim-ministru are atribuții, dar este tot timpul slab politic, de la Nicolae Văcăroi încoace. Viorica Dăncilă este apogeul acestui... Vă dați seama, o reuniune a șefilor de guvern din Uniunea Europeană, în care participă Angela Merkel, Victor Orban, greii sistemului politic, da? Se întâlnește cu Viorica Dăncilă, care nu decide absolut nimic. Bănuiesc că nici propria secretară nu decide cine este persoana respectivă. Deci, este România pregătită pentru așa ceva? Pentru că nu este avem, pregătită. Pentru că noi nu avem resurse la modul ăsta. Deci nu este pregătită. Iar vă spun un lucru. Dragnea a făcut un lucru extrem de toxic și de pervers, din punctul meu de vedere. Cum spuneam, reforma administrației publice este absolut necesară. Dar această reformă nu va avea loc sau va fi blocată, tocmai, pentru că a luat decizia, celebra decizie de mărire a salariilor în administrația locală. Ori acesta este un fenomen de înfeudare, cum ar veni. Adică ei prind o rădăcină și mai adânci, se creează niște caste locale care nu vor mai putea fi anulate sau reformate. Și atunci acest fenomen, adică această stare de fapt, va ține România într-un sistem feudal și va bloca dezvoltarea. Pentru că 70% din comunele din România, în mod normal, ar trebui recomasate. Pentru că sunt comune sub 5.000 de locuitori, sunt neviabile economic, financiar, administrativ, etc. Ori ei, în momentul în care o secretară de primărie ia 60 de milioane bani vechi salar, deci sistemul ăla nu va mai putea fi spart. Adică toată lumea se va plia pe acest sistem și noi, e un cerc vicios care tot timpul va fi o frână.
E foarte adevărat că avem un sistem complicat și am să spun și de ce. Vorbea Dragnea de codul administrativ, o să intrăm în publicitate și o să dăm doar o temă de cod administrativ, că îl va face performant și așa mai departe, că lucrează tot felul de comisii și așa, nu știu cum e cu comisiile. Dacă vrei să înglodezi sau să blochezi o inițiativă, faci o comisie și lucrurile s-au închis. Și vorbea, spuneam, de codul administrativ, condițiile în care codul, cealaltă operă a lor, a PSD-știlor, numită codul fiscal, a avut câteva sute de reveniri și sute de schimbări pe care le-au făcut, pentru că a fost de foarte, foarte, foarte slab, ca să nu spun foarte prost, foarte slab la toate capitolele. Când au început când au încercat să-l pună în practică și au dat seama că, de fapt, ăla nu funcționează. Și vreau să vă mai spun un lucru. Mie mi-a povestit un fost ministru care a participat la cele ședințe sau la cele studii. La un moment dat, știți că Liviu Dragnea a fost ministru dezvoltării regionale, pe vremea, cred că, USL-ului. Și în acea perioadă se crease un fel de comisie pentru reforma administrativă. Dacă țineți minte cu celebru Vasile Dâncu. Da, da. Vasile Dâncu, și acolo era și Servil Șaidec în acea comisie. Care cumva a făcut serii niște studii de comasare a județelor, de comasare a comunelor, adică cumva proiectul mergea în direcția cea bună. La o întâlnire, povestea acel fost ministru, la o întâlnire în care Liviu Dragnea s-a întâlnit cu primare, acei câteva mii de primari de comune sub 5.000 de locuitori, în momentul când s-a ajuns la comasarea comunelor, când au început acele personaje să racnească, da? În momentul ăla toată reforma administrației a căzut. Pentru că și-a dat seama că baza PSD-ului, de fapt, stă în acei mii de primari de comune sub 5.000 de locuitori. Acolo este puterea și forța infrastructurii de partid. Și e foarte important, puterea și forța infrastructurii mențin puterea și forța economică, și asta spune foarte mult și nimic nu se va întâmpla. Sunt anumite grupări care s-au oligarhizat, care sunt mașini de făcut voturi. Nu mai rezolvă niciun fel de problemă pentru comunitate, dar gestionează angajații la stat, ajutoarele sociale, ajutoarele în bunuri, în produse venite de la Uniunea Europeană și așa mai departe, și pe baza faptului că aproape 30% din populația activă dispare, iar în sate lucrurile sunt și mai aproape tot tineretul, în proporție de 70% sunt plecați, ei pot gestiona o listă cu persoane fidele care pot asigura un număr minim de voturi în cadrul alegerilor și, cum spuneam, singura lor rațiune aceasta este de a lua salarii din sistemul bugetar și de a produce din 4 în 4 ani voturi. Da. Și e un sistem care ține și paralizează voturi România. Care se bazează pe două lucruri. O să vedeți, dragii mei, după publicitate, despre ce vorbim după 2 ani de la 2 ani deja calendaristic vorbind de guvernare PSD, la ce se raportează atunci când vorbesc de România, la ce se raportează ei când spun doar salarii, salarii și pensii și nimic altceva într-o Românie care este în cădere liberă. Publicitate, revenim.